Când a oferit un interviu în exclusivitate colegei noastre Cristina Cileacul, vedeți pe larg la ora 21 la Jurnalul de Seară. Vă reamintesc, Maia Sandu a avut astăzi o vizită oficială în România și s-a adresat astăzi la prânz și în Parlamentul României, vorbind despre ajutorul de care are nevoie pentru a trece cu bine de lunile de iarnă. Despre această vizită și despre ce înseamnă acest parteneriat pe care România îl are cu Republica Moldova. Colegul meu, Claudiu Pândaru, este aici în platou. Claudiu, mulțumesc mult de tot pentru prezență. De fapt, întărește, Maia Sandu, ce spuneam acum câteva zile, săptămâna trecută, cât de necesar este sprijinul pe care îl putem oferi acum țării vecine. Și uite, chiar ieri vorbeam de o rachetă care a căzut undeva în Republica Moldova, la granița cu Ucraina, țară prinsă în tensiuni și acum și lovită de atacul rușilor. Da, așa este, și Republica Moldova are nevoie de ajutor. De fapt, asta este, pe scurt, sinteza a ceea ce a încercat doamna Maia Sandu să transmită astăzi la București și să obțină concret din partea Bucureștiului. Republica Moldova are nevoie de ajutor pentru că este într-o situație critică, nu doar dificilă, mult decât dificilă. Mare parte din energie electrică pe care o consumă Republica Moldova e produsă în Transnistria. Nu știu câți conaționali știu lucrul ăsta. O altă parte importantă importată din Ucraina. La fel, vă imaginați în ce situație sunt acum liderii de la Chișinău. Maia Sandu face acest drum, vine la București și încearcă să obțină din partea autorităților de aici sprijin. Sprijin care și el e limitat. România poate ajuta, dar există niște limite fizice ale acestui ajutor. Nu au cum autoritățile de la București să dea mai multă energie. Cumpără Republica Moldova în momentul ăsta energie de pe bursă, spre exemplu, a început în aceste zile și această acțiune. Întreaga Uniune Europeană trebuie să fie alături de Republica Moldova și mai e un lucru. Vedeți, pentru România și pentru mulți dintre români pare a fi un ajutor firesc. Sunt frați de-ai noștri, vorbim aceeași limbă, există mai ales în acea parte a României familii mixte, oameni care au legături peste graniță și rude acolo, la fel există în București, în întreaga țară, în marile centre universitare, cetățeni sau foști cetățeni, dubli cetățeni, moldoveni care au venit și s-au stabilit în România, că e firesc, nu e nimic anormal. Deci pentru noi este și un sprijin emoțional. Uniunea Europeană însă vede în ajutorul acordat Republicii Moldova și mai mult de atât, pentru că nu uitați, Republica Moldova și ea este la graniță. Dacă Moldova rezistă, este un stat important în fața unei eventuale agresiuni rusești. S-a discutat mult la începutul conflictului lucrul ăsta și chiar dacă pare puțin probabil, cu dictatorul de la Kremlin, orice ar trebui să rămână pe masa variantelor din punct de vedere al amenințării. Așadar, ajutorul pe care România îl dă trebuie să rămână constant, ajutorul pe care Uniunea Europeană îl va da, la fel, trebuie să rămână constant. Republica Moldova trebuie susținută să treacă de această iarnă și să o facă cu bine. Altfel, așa cum spuneam și cu alte ocazii, acolo există un pericol, pericolul ca manipularea fină a forțelor moscovite, vedeam și în aceste zile niște investigații lansate la Chișinău, să prindă un teren fertil. Să prindă o populație care, trecând printr-o astfel de criză și energetică, gândiți-vă cum va fi pentru mulți dacă se va ajunge în situația de a raționaliza energia, încălzirea, să prindă rădăcini și mai adânci și dincolo sau înainte de a vedea o țară cotropită cu forțe armate, să vedem o țară cucerită cu propagandă. Da, discutam puțin mai devreme și cu profesorul Cioreanu apropo de guvernul din Republica Moldova, care ar putea să fie dat jos. FSB, de fapt, încearcă să facă acțiuni în acest sens, analiza celor de la Washington Post, cea despre care vorbești tu. Da, pentru că nu este un singur tip de război la care asistăm acum, iar controlul ăsta prin mașinațiuni fine, manipulare, propagandă, da, plantarea unor oameni în funcții cheie, în această parte a lumii, în Republica Moldova și nu numai, este un joc pe care Moscova îl practică
de multă vreme, de decenii întregi, înainte de războiul armat, ei au câștigat astfel de războaie. Pe cel armat par al pierde, dar la cele care au un centru propaganda, ies câștigători. Mulțumesc mult de tot, Claudiu, pentru prezență, pentru analiza ta.